Un incendiu provocat la un utilaj agricol din localitatea Olanu a mobilizat pompierii vâlceni. Se pare că focul ar fi izbucnit prin aprinderea unor materiale combustibile din cauza efectului termic al frecării, dar și din cauza radiațiilor solare. Aproximativ 90% din materialele combustibile și 100 de metri pătrați de miliște au ars până la stingerea incendiului. Alte 5 incendii în Drăgășan, Racovița, Slătioara și Vulturești au solicitat prezența pompierilor. În urma cercetărilor preliminare, cauza incendiilor se presupune a fi utilizarea focului fără respectarea regulilor împotriva incendiilor. Până la stingerea flăcărilor au ars circa 3000 de metri pătrați de miriște și aproximativ 3 hectare de vegetație uscată, mărăciniși și lăsăriși. Având în vedere faptul că majoritatea incendiilor din ultima perioadă s-au produs la vegetație uscată, iar la baza izbunirii acestora a stat neglijența, pompierii recomandă că arderea miriștii, a vegetației uscate și a resturilor vegetale să se execute numai după obținerea permisului de lucru cu focul. În perioadele caniculare și de secetă prelungită, arderea miriștii, a vegetației uscate și a resturilor vegetale sunt interzise, iar pentru a putea face acest lucru se recomandă să țineți cont de condițiile meteo fără vânt, desfășurarea arderii numai pe timp de zi și asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingerea eventualelor incendii.